900 de persoane bolnave de COVID-19 în acest moment și o incidență de 2,89 la 1000 de locuitori. Așa arăta joi statistica privind infectarea cu noul coronavirus în municipiul Constanța. O creștere alarmantă a numărului de cazuri, conform specialiștilor, care nu exclud o nouă închidere a cafenelelor, restaurantelor, teatrelor din oraș și interzicerea evenimentelor private. Vor fi activate automat măsurile aferente acestui prag, cele mai cunoscute fiind închiderea restaurantelor pentru funcționarea la interior și trecerea școlilor în mediu exclusiv online. Prefectul Constanței este rezervat și cu privire la organizarea petrecerilor pe litoral în sezonul estival. S-a solicitat inclusiv posibilitatea rămânerii deschise a restaurantelor până la ora 2 noaptea. Astfel de acțiuni, care nu știu cât profit pot aduce pe termen scurt, sunt de natură să compromită întreg sezonul estival. Chiar dacă în România au fost vaccinate peste 1 milion de persoane, Silviu Coșa susține că suntem încă departe de numărul de vaccinări de care avem nevoie pentru a opri pandemia. Nu greșim absolut nicăieri. 1 milion de persoane vaccinate, comparativ cu populația adultă a României, nu este suficient pentru a opri valul pandemic. Pur și simplu, vaccinarea trebuie să continue. La nivelul județului avem peste 30 de fluxuri de vaccinare, a câte 60 de persoane care sunt vaccinate pe zi. Și după 15 martie așteptăm să fie alocate noi fluxuri. Județul Constanța se află în prezent în scenariu galben, cu o rată de infectare de peste 1,5 la 1000 de locuitori, iar România este în continuare în stare de alertă, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm în continuare măsurile de siguranță prin purtarea măștii și distanțarea socială.